Poi faccio registrare che tipo di scritto. Dal... Adesso come sto lì qui. A testa continuare, a parte a do alla... Se mi ha chiamato a bisogno che conosco come battere di me. Io ho come vorbesc cu Beatrix Potter. Miss Beatrix Potter. De cine știe cine zic. Și am ceva să spun, deci nu mai vorbesc cu cine am vorbit înainte. Vreau să zic că ceea ce a declanșat postarea mea anterioară a fost ceva nefondat, dar asta nu înseamnă că speranța nu am dreptat. Omul care m-a dus la... Deci după ce am fost dus la capătul rebelului după timp de 16 ani, a zis ceva care aparent ar fi că bate de mine, dar de fapt ce bătutul de mine dorim să spună niște lucruri. Și asta nu s-a bătut la mine. Dacă stai să analizezi și adevărul, voi spune, aparent, voi spune cam ce a zis, dar adevărul e că pot să spun că omul ăsta este foarte diferit de mine. Eu, cu unele scăpări, fără voia mea, cred că am fost pare cum prietenos cu el cam tot timpul, ce-am ajuns să spun. Și chiar vreau să fiu scurt, să mă culc, dar vreau să spun ceva. Niciodată nu mi-am amintesc să fi bătut de revire, să dacă a făcut-o, făcut-o cumva pe față, și în glumă, mai în glumă, mai în serios, nu, fiind la el în biserică. Nu, sunam ok și rămas sunam ok. El, pentru pocăiți, el e ca un fel de intelectual al pocăiților și l-am considerat întotdeauna. Numai că n-am avut relații cu el așa prea mult. Nu a fost nici numai din așa salutări, ci am simțit că eram oameni diferiți, cei care se treaba lui. La unii oameni le place să facă, nu știu ce, să muncească, alții creează, fiecare ce poate, ce da Dumnezeu. Dar pot să zic și voi spune ce a zis și acum îi fac eu lui un deserviciu, dar el de fapt mi-a făcut un foarte mare compliment mie și tatălui meu. A fost ceva pe internet în care un om a spus ceva care a spus ceva și omul ăsta a răspuns altceva. Deci omul ăla a zis ceva de lumea asta, dacă vreți înțelegeți, și omul ăla a răspuns cu un citat aparent de mai multe lucruri, dar de fapt se referea la cuor. Și ca și cum omul ăla i-a fi zis, bă, și la ăștia, adică la mine și la tata, și omul ăla care trebuie să fie clar, că chiar nu am niciun interes, că nu are niciun interes pentru prieteni, nici toate astea și e ok. Acum că sunt alți oameni care au interes să fac totul altceva și pot fi ajutat, dacă pot fi ajutat. Deci eu sunt și doctor oarecum, mai fără adinți, trebuie să ajut oamenii care vin. Trebuie să nu începească în vizitarea să conțin. Dar ce vreau să vă spun? Ca să închei. Vreau să vă spun că omul ăla a făcut un comentariu aparent de ocară, de fapt de poetic, și asta se întotrează acum. Deci el a zis, la ce a răspuns omul ăla, de că ăla nu-i place de mine, de că nu-i place toată, nu că ar fi adevărat, nu are, nu? Și omul ăla a zis, i-a spus, cuvintele lui care l-a spus, cu un text cultural foarte cunoscut, eu l-am spus de fapt dintre biblice, bine faci cu Iona că te mâni. Și el a zis că deci tata, trebuie să înțelegem că sunt oameni bătrâni, tata e de Rossi,
yo moi la vie votée. Sau un alt paradigma, tot în core, tata e de Rossi, omul ăla e Carlo Nobis și pocăitul nostru e Bec. Eu pe înțeles, nu apar în scenă, eu ca fiu al tatălui meu, nu, ok, treaba mea. Dar acum nu vă fac probleme, nici nu știu ce fac, prea mult, dar cam asta e. Și uite, deci eu vreau să spun ceva. Pentru că tu, omul ăsta m-a ajutat, vreau să te ajut să te spun, pentru că nu te-am dus mai niciodată. Eu am ceva și scrie de ție. Dar eu nu vreau să ți-l dau. Decât dacă te uiți. Părerea mea e că nu ar trebui să mergi în altă parte. Acum. Și eu ți-o spun cum ți-ar spune, de exemplu, în treabă. Decât să te pipești într-un lucru care după aia să rezolvi o viață, am și motive să spun asta. Mai bine nu vine ca mine, dacă poți să zici asta, dar te rogi din ta și cu toată lumea ca să se întâmple miracol. Să ce zic eu. Să se întâmple un miracol. Și dacă te vei ruga, uite, mama s-a rugat pentru mine, așa, și s-a întâmplat. Că din iar la biserică, deja că la toată lumea, acum cu mine, poate Dumnezeu va ajuta în cauza mentală și nu va mai trebui să faci schimb de state cu mine. Face și ce să zic. De altă parte scrie în Biblie că cine pune mâna pe plug, se uită înapoi, nu este vernic. Da. Nu, cum o să zic, probabil că pentru oamenii care sunt în biserică, trebuie să mergem. Să nu ținem seama de cei care sunt cu ei. În sănătate și... Dacă v-a ajutat Dumnezeu să se pavestuiesc, voi veni, nu numai la o biserică, am niște pretenții, cred că și la alte biserici. Mă vezi, frate, câte mult de tine poate să fac o vorbă bună. Pace. Pace.